Marius Stavrositu, Ștefan Laufceac și Marius Tudor fac parte din noul staff tehnic cu care Sandu Iacob va lucra în sezonul viitor al Ligii Zimbrilor. Cei trei au fost prezentați la sediul clubului și au oferit un interviu înainte de reunirea echipei. Momentan nu aș vrea să mă arunc foarte tare în declarații, pot spune doar că va face tot posibilul să ne batem pentru câștigarea campionatului. Marius Stavrositu a jucat timp de 6 sezoane la Steaua, iar acum va ajuta de pe margine la obținerea noilor performanțe. Pablo are și 130 de selecții la echipa națională a României, pentru care a marcat 300 de goluri. Cum te simți înaintea acestei aventuri? Emoționat, bineînțeles, cum mă pot simți, pentru că e un drum nou pentru mine. Doar cu siguranță, activând atâția ani în sport, cred că va fi destul de simplu să învăț cât mai repede. Noul sezon va fi unul destul de puternic, mai ales că acum la început de campionat toată lumea a declarat că va fi o luptă foarte mare. Cred că sunt 4-5 echipe care se bat pentru câștigarea campionatului. Steaua mi-a deschis o ușă și am zis că e o oportunitate foarte mare pentru mine. E o presiune foarte mare pentru mine, pentru că știu foarte bine că la acest club jucătorii și noi acum, că mi-e destul de greu să zic că fac parte din staff-ul Stelei, noi trebuie să înțelegem că trebuie să învățăm să jucăm sub presiune. Handbaliștii Stelei vor efectua de săptămâna viitoare antrenamente în aer liber, accesul în sale fiind interzis din cauza restricțiilor impuse de Ministerul Sănătății. Marius Tudor este noul preparator fizic al echipei de handbal. Niciodată un preparator fizic sau un antrenor de handbal n-a mai antrenat niște jucători care vin după practic 3 luni de canapea, ca să zic așa. Toată lumea știe că perioada asta este o perioadă de pregătire generală. Nu este neapărat nevoie de sală, adică ne putem descurca și făcând antrenamente în aer liber, ne ferim în mod principal de accidentări și să reușim să ne punem într-o formă optimă pentru sport de performanță. Fostul mare portar al Stelei, Ștefan Laufceac, revine la echipa sa de suflet și se va ocupa de pregătirea portarilor. Alături de Marius Stavrositu, acesta a făcut parte din lotul roșalbaștrilor care a reușit ultima mare performanță pe plan intern, eventul în sezonul 2007-2008. Aici pot să-mi fac cel mai bine treaba. Ținând seama că am jucat destul de mulți ani pe în poartă și știu cu ce se mănâncă meseria de portar, cred că la nivelul la care suntem noi pot să-mi fac foarte bine treaba cu portarii pe care avem noi și care cred că sunt niște portari cu valoare demonstrată și întotdeauna la Steaua, de când am fost și sportiv și antrenor, obiectivele au fost aceleași. Podium, câștigarea campionatului, câștigarea Cupei României, este normal ca obiective să fie aceleași, ținând seama de istoria și nivelul clubului Steaua. Forța Steaua!